căutați imaginile din aer și vreți să vă bucurați în continuare de producții foto-video extraordinare, semnați această petiție. Felul în care prezentăm România poate să îmbunătățească în mod semnificativ imaginea țării noastre. Dați mai departe linkul pentru prietenii și cunoscuții voștri. Avem nevoie și de ajutorul lor. Fotografia și filmul sunt partea vieții fiecăruia dintre noi. Este momentul să le apărăm și să ne asigurăm că ne vom bucura de beneficiile acestei tehnologii și pe viitor. Cele bune! Din 2009 suntem lângă tine. Am urmărit împreună cum s-a dezvoltat orașul. L-am privit împreună cum a trecut prin bune și rele. Ne-am implicat împreună cu tine și am crezut în viitorul Reghinului. Urmărește Panoramic, o emisiune dedicată evenimentelor ce schimbă orașul nostru. Tu, ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? Scult TV, singura emisiune realizată integral de licenii reghineni în fiecare vineri seara la Dare din TV. Aici nu se aleg băieții chipeși. Aici nu se aleg fetele cinașe. Aici nu o să-l vezi pe băiatul lui mama sau pe fata lui tata. Aici vezi doar artiști valoroși. Aici asculți doar voci care merită ascultate. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Miercuri 27 mai de la ora 9 a sunat ultimul clopoțel pentru cei 220 de absolvenți a Liceului Tehnologic Petru Maior din Reghin. Absolvenții celor 8 clase terminale au ieșit pentru ultima dată de la ora de diligenție și au intonat imnul Gaudeamus Igitur. După premierea performanțelor școlare, șefii de promoție au predat cheia noii generații de elevi. Mirosul de ploaie și de flori a învăluit atmosfera emoționantă de care au avut parte părinții, cadrele didactice și elevii ce au participat la festivitatea de absolvire a claselor a 12-a. Miercuri 27 mai a sunat ultimul clopoțel pentru cei 220 de absolvenți ai Liceului Tehnologic Petru Maior din Reghin. Au fost remarcate rezultatele celor mai siritori elevi din generația 2011-2015 în prezența reprezentanților administrației publice locale, ai Inspectoratului Județean Școlar Mureș și a președintelui Fundației Profesorii Lisan. Așa cum cere tradiția, absolvenții celor 8 clase terminale au ieșit pentru ultima dată de la ora de dirigenție și s-au îndreptat spre curtea liceului pe acordurile imnului Gaudeamus Igitur. La această ultimă piesă de teatru, în care protagoniștii au fost elevii claselor a 12-a, nu au fost făcute critici, nu au fost acordate note, ci felicitări și diplome, gânduri frumoase și încurajări pentru un viitor presărat de succese. Îmi revine dificila, dar și plăcuta onoare de a vorbi azi, în acest moment festiv. Suntem împreună acum, când emoția primilor pași în acest liceu, a primului răspuns dat profesorilor voștri s-a stins de mult. Ecourile produse de vibrația sufletului vostru la fiecare satisfacție sau eșec s-au topit, iar voi împărțiți ultimul zâmbet de adolescent. Vă mulțumesc în numele instituției pe care o reprezint pentru invitația de a fi astăzi alături de voi și de a sărbători un eveniment atât de important pentru absolvenții și profesorii Liceului Tehnologic Petru Maior. Sunt onorată să fiu alături de voi într-un moment atât de important al vieții voastre,
care, așa cum ați auzit de multe ori, reprezintă un pas decisiv în dezvoltarea voastră profesională. Vreau să vorbesc foarte puțin, pentru că vremea nu este în favoarea noastră, dar câteva gânduri concrete vreau să vă spun. Mă bucur să fiu din nou prezent la o festivitate de închidere a anului școlar pentru clasa 12-a și să ascult cum sună ultimul clopoțel. Să văd absolvenții de azi cum predau cheia următoarei generații. Vă felicit pentru absolvirea liceului Petru Maior. Vă doresc ca toate visele și aspirațiile voastre să se împlinească. Dacă în timp veți reuși să câștigați respectul și stima dascălilor voștri, pe de o parte, și pe de o parte admirația și mândria părinților, înseamnă că ați reușit, înseamnă că sunteți, așa cum vă place vouă să spuneți, sunteți cool. Din întregul auditoriu s-a putut remarca vizibil emoționat directorul unității de învățământ, profesorul de matematică Ștefan Șerban, care a fost felicitat atât în calitate de director al școlii, dar și ca părinte a șefului de promoție 2015, Ștefana Șerban, care a finalizat studiile liceale cu impresionanta medie 10. Mă consider și un părinte al întregii școli. Astăzi au absolvit un număr de 220 de elevi. Din păcate, vremea nu a ținut cu noi și poate că această ploaie reprezintă un semn de belșug și de noroc pentru absolvenții noștri. Oricum, eu le doresc tuturor să-și împlinească toate visele. Mult succes la examenul de bacalaureat care urmează în curând. Catalogul de astăzi nu a înregistrat absențe. Elevii claselor a 12-a au fost strigați de către diriginții profilelor la care au studiat: matematică, informatică, științe ale naturii, dar și la cele tehnice: economic, tehnician, operator tehnică de calcul, mecanic și electric. Apogeul festivității a fost atins odată cu predarea cheii liceului viitoarei generații de absolvenți. Dragi profesori, colegi și părinți, onorat auditoriu, mă regăsesc azi în dificila poziție de a vă vorbi ca șefă de promoție, în postaza în care nu mă simt extraordinar de confortabil. Așa că voi alege să mă adresez tuturor ca Ștefana, eleva sau colega dumneavoastră, o simplă absolventă foarte emoționată. Stăm astăzi cu gândul la viitor, care nu mai este acea realitate îndepărtată. El se deschide în fața noastră aici, acum. Dragi absolvenți, onorați profesori, stimați invitați! Pentru noi, elevii claselor a 11-a, momentul de astăzi este o ilustrare a viitorului. Cu aceleași emoții ca și voi, vom trăi peste un an bucuria absolvirii și regretul despărțirii. Astăzi însă, vă privim pe voi, maturi, gata să vă luați zborul de pe băncile școlii, pregătiți să înfruntați viața. Tabloul anilor de liceu s-a încheiat pentru absolvenți cu îmbrățișările și felicitările primite din partea colegilor mai mici, dar și a familiilor și celor dragi prezenți la evenimentul de sfârșit de ciclu liceal. Festivitățile de absolvire vor continua în această săptămână, atât elevii claselor terminale de la Liceul Tehnologic Lucian Blaga, cât și cei de la grupul școlar Vasile Netea din Deda vor avea ceremonia de sfârșit de cursuri liceale joi 28 mai de la ora 10. Tradiția continuă. Este al 7-lea an în care Ovidiu Ilisan, președintele Fundației Profesorii Ilisan, a premiat excelența în educație. Promoția 2015 a Liceului Tehnologic Petru Maior a evidențiat-o pe Ștefana Șerban ca fiind cel mai bun matematician. Meritele au fost recunoscute și prin decernarea diplomei de excelență și a unui premiu în valoare de 2000 de lei. Sunt 7 ani de tradiție, 7 ani în care Fundația Profesor Ilisan premiază elevii care excelează la disciplina matematică. Fundația Profesor Ilisan, constituită în memoria profesorului Ilisan, care a fost dascăl de matematică 30 de ani la acest liceu între 1960 și 1990, acordă diploma de excelență matematică și un premiu în valoare de 2000 de lei absolventei Ștefana Șerban. Călin și Ovidiu Ilisan, urmașii spiritului filantropic ce l-a caracterizat pe profesorul Dimitrie Ilisan, au înființat această fundație cu menirea de a păstra vie memoria dascălului care a predat vreme de 30 de ani disciplina matematică la Liceul Tehnologic Petru Maior din Reghin.
Fundația mai are ca scop aprecierea muncii elevilor, ce au obținut rezultate remarcabile la această materie. Astfel, promoția 2015 a dat Reghinului un record județean potrivit reprezentanților liceului, prin eleva Ștefana Șerban. A fost răsplătită pentru rodul muncii ei de către președintele fundației, Ovidiu Ilisan, care i-a decernat diploma de excelență pentru cel mai bun matematician și un premiu în valoare de 2000 de lei. Cum credeți că vede tatăl dumneavoastră acest gest pe care dumneavoastră îl faceți an de an în memoria acesteia? Trebuie să fiu foarte sincer, acum 7 ani într-o dimineață am trezit și am avut ca o revelație, am simțit că trebuie să fac ceva în memoria tatălui nostru, care a fost profesor timp de 30 de ani la liceul numărul 1, cum era pe vremuri, actualul liceu Petru Maior. Și am știut, în secunda a doua, am știut ce vreau să fac. E un gest mărunt, dar spun eu, pentru noi ca familie e foarte semnificativ și are o încărcătură emoțională foarte, foarte puternică. Faptul că de 7 ani premiem excelența în matematică la liceul unde el a fost dascăl, e o picătură care poate să compună un ocean dacă și alții vor lua exemplul nostru și elevii care au rezultate deosebite, care sunt inteligenți, care sunt perseverenți, care muncesc atât de mult să fie recompensați. Este foarte important ca munca lor să fie recunoscută și recompensată. Sigur, elevi ca Ștefana Șerban, cea care a fost premiată astăzi, mulți dintre ei vor pleca afară, dar poate unii vor rămâne sau se vor întoarce dacă vor ști că valoarea este recompensată și aici. Ștefana Șerban este o elevă eminentă care și-a câștigat statutul de șefă de promoție 2015. A finalizat studiile la profilul matematică-informatică cu media 10 pe cei 4 ani de școală, dar ce o face remarcabilă este palmaresul bogat de medalii și premii la concursurile și olimpiadele de matematică la fazele naționale la care s-a evidențiat pe parcursul a 8 ani de învățământ gimnazial și liceal. Ștefana deține 2 medalii de aur, una de argint și 3 de bronz, iar astăzi a devenit mai bogată spiritual odată cu decernarea onorifice diplome de excelență Fundația Profesor Ilisan. Te simți tu astăzi? În primul rând mândră, dar pe deasupra foarte emoționată. Nu știu, am așteptat momentul acesta, dar nu mi-am închipuit că pot să am atâtea emoții. Am avut parte de cei mai buni profesori, de colegi cu care m-am înțeles foarte bine. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru ceea ce au realizat pentru mine și pentru faptul că eu am ajuns cine sunt datorită lor. Directorul Liceului Tehnologic Petru Maior a apreciat gestul fundației, care premiază meritele reale ale elevilor, așa cum este și cazul șefei de promoție generația 2015. În calitate de părinte sunt foarte mândru de rezultatele pe care ea le-a obținut, cum cred că ar fi mândru oricare părinte în situația mea. Mă bucur pentru rezultatele ei, încununează o muncă care a început nu acum, nu în ultimul an, ci încă de pe băncile școlii primare, pentru că atunci și-a pus bazele a ceea ce a devenit astăzi. Activitatea Fundației Profesor Ilisan este un exemplu demn de urmat. Aceasta poate fi un plus de motivație și pentru ceilalți elevi care doresc să exceleze în matematică. Descoperire macabră miercuri dimineața în Apareului Mureș. Trupul neînsuflețit al unui bărbat a fost scos din apă la primele ore ale zilei de către pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș. Cadavrul a fost recuperat în Târgu Mureș, aproape de Academia de Sport. Autoritățile i-au aflat repede identitatea și încearcă acum să afle circumstanțele în care localnicul de aproximativ 50 de ani și-a pierdut viața. Trupul neînsuflețit al unui bărbat a fost scos din apa râului Mureș, în Târgu Mureș, aproape de Academia de Sport. Purtătorul de cuvânt al ISU Mureș, Mihai Godi, a declarat că pompierii au fost solicitați miercuri dimineața la ora 6:30, în urma unui apel la 112 care anunța că un cadavru a fost văzut plutind la aproximativ 7-8 metri de mal. S-a intervenit cu o echipă de 5 subofițeri cu auto specială și o barcă. Cadavrul a fost scos din apă, a precizat reprezentantul ISU Mureș. La fața locului au ajuns și polițiști care au identificat repede cadavrul. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, este vorba de un bărbat de aproximativ 50 de ani. Asupra cadavrului nu au fost găsite urme de violență.
Cauza decesului urmează să fie stabilită în urma necropsiei, iar autoritățile vor continua ancheta pentru a stabili și condițiile în care localnicul și-a pierdut viața. Premiera pentru Reghin, un grup de 3 elevi de la Liceul Tehnologic Lucian Blaga va participa la ediția din acest an a turneului Tinerii Dezbat, organizat sub egida Ministerului Educației. Peste 200 de licee din toate județele României s-au înscris în ediția 6 a concursului național Tinerii Dezbat. Dintre acestea, 181 de licee s-au calificat și vor dezbate în cadrul regionalelor. Reghinenii sunt coordonați de profesorul Pompiliu Ciupe și vor lua parte la etapa organizată la Miercurea Ciuc în 30 și 31 mai. Ministerul Educației și Cercetării Științifice alături de Ardor, Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică, organizează de 6 ani deja concursul național Tinerii Dezbat. În urma etapei județene și a seminariilor, 181 de licee s-au calificat la etapa regională a turneului național. Pentru prima dată la competiție iau parte și reghineni, un grup de 3 elevi de la Liceul Tehnologic Lucian Blaga, coordonați de profesorul Pompiliu Ciupe. Copiii în echipă, cum am zis, de 3, dezbat pro sau contra o moțiune, o temă dată, înainte cu 2 săptămâni, în care ei se documentează pe argumente foarte puternice și aceste argumente trebuie să fie foarte bine definite și exemplificate și în funcție de cât de bine prezintă situațiile, ei pot să câștige meciul. Tinerii Dezbat este de fapt o olimpiadă a înțelegerii și promovării valorilor democratice prin dezbateri argumentate, un exercițiu al unei atitudini deschise către diferențe sociale, etnice și de gen. Tinerii Dezbat este locul în care se cresc avocații, politicienii, intelectuali și cetățenii de mâine. Pentru regionalele din acest an, moțiunile pe care se vor susține dezbaterile sunt: toți copiii cu dificultăți de învățare ar trebui incluși în învățământul de masă, iar a doua temă mai este sub genericul, ar trebui aplicate măsuri de toleranță zero în cazuri de violență în școli. La nivel național este patronat de către Ardor, o fundație națională care are peste 30 de turnee diferite în țară pe partea de dezbateri, atât în limba română cât și în limba engleză, iar faza ediția Tinerii Dezbat este la al 5-lea an. De la noi din Reghin, noi vom merge anul acesta, primul an, pe acest concurs. Etapa de la Miercurea Ciuc, la care vor lua parte și reghineni, este programată pentru 30 și 31 mai. Profesorii din Liceul Reghinean au fost atât de încântați de ideea de dezbatere între elevi, încât vor să înființeze și în cadrul școlii 2 cercuri, unul în limba română și altul pentru dezbateri în limba engleză. În anul școlar 2014-2015, Școala Gimnazială Augustin Maior, secția de muzică și arte plastice, a înregistrat rezultate deosebite la concursurile și festivalurile de muzică din țară și din străinătate. Elevii care studiază aici fac parte din Orchestra Populară Mugurelul își doresc să devină membri ai Orchestrei Mare a Casei de Cultură Municipale Dr. Eugen Nicoară din Reghin, dirijată de profesorul Ion Conțiu. Venim cu detalii imediat în jurnal, acum însă mergem la redacția Sport, unde ne așteaptă Mihaela Munteanu. Bun găsit! ASEA Târgu Mureș mai are o șansă de a deveni campioana României. Meciul cu Oțelul Galați este programat pentru joi 28 mai de la ora 20. Iar Dareghin TV a relansat campania Da pentru Sport, în care sunt promovați fotbaliștii clubului Best Kids Reghin. Thank you.
gimnazială Augustin Maior, secția de muzică și arte plastice a descoperit și șlefuit de-a lungul generațiilor zeci de diamante umane cu talent muzical și artistic deosebit. De pe băncile acestei unități de învățământ au ieșit mulți profesori, dirijori, artiști de talie națională și internațională, instrumentiști, profesioniști ce activează în marile orchestre, componenți ai filarmonicilor sau interpreți de valoare. Performanțele continuă și astăzi. Mă numesc Curtian Andra, iar eu sunt un reprezentant al celor 5 colegi cu care am fost la Olimpiada de Teorie și Solfegii la Sighișoara. Ați reușit să duceți acasă un premiu? Da, am luat toți premiul întâi. Mă numesc Buțu Ramona, particip la orchestra școlii de muzică, studiez vioara, fac și pian tehnic, la orchestra mare de la Casa de Cultură studiez și de la școala de muzică. Am început să studiez vioara din clasa 1 cu domnișoara Stoica Diana, apoi am venit la domn profesor Sichindelian Eugen. Și de pe clasa 5 am început să fac pian tehnic. Fac și teorie cu doamna profesoară Zito. Într-o orchestră trebuie să ascultăm indicațiile dirijorului, deoarece toți trebuie să cântăm la unison. Numele? Cătana Cristiana Nedelia. Mă numesc Cosmin Cătărlă, am 14 ani și studiez la școala de muzică teorie cu doamna profesoară Betty și violoncel cu domnul Hoșbătă Ioan. Am mers la multe concursuri, ne-am obținut și premii frumoase la Constanța, la Cumpăna. Am obținut locul 1 la O să fiu ostea din Reghin, am obținut tot locul 1. Păi eu sunt la școala gimnazială Augustin Maior, la secția de muzică și arte plastice și mă pregătesc cu profesora mea de pian, Zamfir Lavinia, și fac și teorie, fac și orchestră și... Zeci de elevi ai școlii gimnaziale Augustin Maior, secția de muzică și arte plastice din Reghin, depun zilnic un efort considerabil să urmeze cursurile unei școli de profil în paralel cu școala la care studiază. Copiii reprezintă pepinierea de instrumentiști ai orașului Viorilor. Mulți dintre ei se arată dornici de a face parte din Orchestra Mare a Casei de Cultură Municipale Dr. Eugen Nicoară din Reghin, dirijată de profesorul Ioan Conțiu. Tomate, castraveți și salată verde, serele de legume din comuna Breaza și-au lărgit oferta începând din acest an. La roșiile care se cultivă de 4 ani și la cultura de salată început anul trecut, se adaugă de acum și castraveți. Unitatea recoltează tomate încă din luna martie. A început să culeagă și primii castraveți, iar salata va fi în curând gata de trimis spre hipermarketuri. Serele în sistem hidroponic din Breaza acoperă o suprafață de aproximativ 2 hectare și jumătate. Abordăm acest subiect după ce aflăm de la Crina Casoni care sunt tendințele previziunilor astrale pentru ziua de joi. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Ziua de joi predispune la instabilitate în cămin și poate determina schimbări bruște și nu tocmai plăcute. Acest aspect favorizează de obicei sfârșitul unei situații vechi și trecerea la o nouă stare de lucruri. Depinde de dumneavoastră dacă această schimbare va fi în sens pozitiv. Dar cu mai multe amănunte vă aștept în câteva minute la Jurnal de Astre. Consumatorii din regiune pot deja achiziționa roșii, dar și castraveți care se produc în cultură de tip hidroponic în comuna Breaza. Serele au dat startul în acest an unei culturi de castraveți cornișon. Plantarea s-a făcut imediat după sărbătorile pascale, iar primele roade au ajuns la maturitate. Noi acum recoltăm la castraveți. Ciclul acesta, pentru că la castraveți ciclurile de cultură sunt mai scurte, comparativ cu tomate, tomatele ducem un an de zile, dar castraveții undeva la 3-4 luni maxim. Până ciclul acesta îl vom duce până la început de iulie, după care vom planta un nou ciclu de castraveți. Dacă la tomate creșterea săptămânală e undeva la 20 de centimetri, la castravete e undeva la 50-60 de centimetri pe săptămână, ceea ce e o creștere foarte rapidă. Dar învățăm, ne adaptăm din mers. Serele din Breaza continuă în acest an și cultura de salată verde începută anul trecut. Se schimbă însă sistemul. Legumele vor fi crescute pe apă, iar cultura va acoperi aproximativ 2000 de metri pătrați.
Acum vom face pe apă, iar anul trecut am făcut-o pe jgheaburi și pentru că experiența a avut succes anul trecut, anul ăsta îl vom extinde. Ce am făcut anul trecut a fost puțin semi-profesional, anul ăsta o să începem cu ea profesional, pe o suprafață de 2000 de metri pătrați, sperăm să reușim să producem undeva la 8000 de salate pe săptămână. Cultura de tomată este în cel de-al patrulea an, iar primele roșii din acest sezon s-au recoltat în luna martie. Ele sunt în plină producție, în faza de recoltare. De acum până în luna noiembrie, sfârșit de noiembrie, chiar început de decembrie, recoltăm. Sunt aceleași lucrări, de acum asta vom face la tomate, doar recoltăm. Problema a fost până la recoltat, că atunci e mai dificil, deoarece și condițiile meteorologice sunt mai dificile, dar după luna martie deja merge de la sine, cum s-ar spune. Legumele produse la Breaza ajung mai ales în hipermarketuri. Administratorul unității și-a creat un sistem de distribuire pe care îl perfecționează permanent și nu poate altfel, întrucât are depus pe piață roșii, castraveți și salată verde cultivate pe o suprafață de aproximativ 2,5 hectare. Trupa de teatru din culise a Casei de Cultură a Tineretului George Enescu pregătește o piesă de excepție în regia lui Lucian Pantea. Farsa actorului Patelen, o comedie ce va fi jucată în luna iunie. În spatele acestui proiect este o muncă titanică la care participă zeci de oameni, profesioniști și amatori, iar pregătirile sunt întoi. Aceștia au găsit și o metodă ingenioasă de promovare a spectacolului. Un clip plin de umor care face referire la morala piesei și care se poate urmări pe internet. Vorbim pe larg despre acest eveniment după ce trecem pe la redacția Meteo pentru avanpremiera jurnalului de vreme. Bine v-am găsit! Joi, cerul va fi noros. Mercurul din termometre urcă în reghin până la valoarea de 12 grade Celsius, în timp ce în Târgu Mureș va ajunge la 14 grade. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Un nou proiect, aceeași trupă din culise a Casei de Cultură a Tineretului George Enescu, pregătește o piesă de excepție în regia lui Lucian Pantea. Comedia se numește Farsa actorului Patlen și va fi jucată în luna iunie. Reghinenii se vor convinge de munca titanică a echipei de voluntari formată din actori, profesioniști în hairstyle, make-up, artiști foto și coregrafi de renume. Și nu doar că pun la cale un spectacol de excepție pentru care pregătirile sunt întoi, dar au găsit și o modalitate inedită de promovare. Un clip plin de zâmbete, culoare și lecții despre viață, toate într-o notă de umor. Materialul poate fi urmărit pe internet. Viața nu-i lecție de actorie. Râns, plângi, plătești.
bilet. Tu pleci și pleci. Comedie, tragedie, viața nu-i lecție de actorie. Râzi, plângi, plătești bilet. Tragedie, comedie, viața nu-i lecție de actorie. Râzi, plângi, plătești bilet, zâmbești și pleci. Comedie, tragedie, viața nu-i lecție de actorie. Râzi, plângi, plătești bilet, zâmbești și pleci. Comedie, tragedie. În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe jurnal de Reghin.ro a fost știrea despre medicul pediatru din Reghin aflat în timpul serviciului, care a fost agresat fizic și verbal în noaptea de luni. Pe locul 2 s-a situat materialul despre aspectul parcului de joacă din cartierul Libertății, care are de suferit de mai multe luni, de când au început să dispară din zona aleilor bucăți de piatră cubică. Iar pe 3 regăsim știrea despre orășelul copiilor, care revine în parcul central din municipiul Reghin luni 1 iunie. Pe pagina de Facebook Da Reghin TV, cel mai mare interes l-a trezit știrea despre medicul pediatru din Reghin aflat în timpul serviciului, care a fost agresat fizic și verbal în noaptea de luni. Pe locul 2 s-a situat știrea despre aspectul parcului de joacă din cartierul Libertății, care are de suferit de mai multe luni, de când au început să dispară din zona aleilor bucăți de piatră cubică. Iar pe 3 s-a aflat materialul despre ziua de 25 mai 2015, care a fost termenul final pentru declararea veniturilor de altă natură decât cele salariale pe anul 2014. Detalii aflați accesând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Da Reghin TV. Rămâneți alături de Da Reghin TV! Miercuri 27 mai de la ora 21, Ovidiu Ilisan vă invită la o nouă ediție a emisiunii Șahmat. Invitată este șefa de promoție a Liceului Tehnologic Petru Maior, Ștefana Șerban. Joi 28 mai de la ora 17, Ghiță Zileriu vă așteaptă la Reghinul în direct, la o discuție pe tema dietei, mit sau adevăr, cu nutriționistul Liana Conțiu. De la ora 19, revedeți emisiunea Reghin exclusiv realizată de Marcela German, iar de la ora 21, Maria Neac vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii Dar Rustic. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici, veți vedea în câteva minute cursul valutar, apoi jurnalul de astăzi și știrile din sport, iar la final vom avea și prognoza meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc vizionare plăcută. La revedere! Floso, sărbătorim împreună. Cu ocazia aniversării a 15 ani de activitate, Floso demarează o campanie publicitară cu 15 premii speciali. Comanda ta o șansă de a câștiga ediția a 4-a, în perioada 20 aprilie 2015-9 decembrie 2015. 15 ani de activitate, 15 premii. Premiul 1, un sejur de 3 nopți pentru 2 persoane în orașul Barcelona, în perioada 1-15 martie 2016. Premiul 2, televizor
televizor LED Samsung diagonal 116 cm în valoare de 2000 lei. Premiul 3, laptop Asus în valoare de 1600 lei. Și 12 premii constând în ceasuri de mână brand Fossil pentru femei și bărbați. Detalii despre campania promoțională, comanda ta, o șansă de a câștiga ediția a patra, găsiți în locațiile din regie. Strada Gării numărul 44, telefon 0265 511 700 și în Toplița, Strada Gării numerele 48, telefon 0266 342 128. Flosso, calitate, promptitudine, competență. Evora, o nouă locație. Întreaga gamă de produse cu care v-am obișnuit se regăsește în noul magazin deschis. Evora, o nouă locație. Niagara, universul curățeniei tale. Singura spălătorie și uscătorie profesională de covoare cu servicii complete la cele mai mici prețuri. Niagara, Reghi, strada izvorului, numărul 11. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. O fetiță de 5 ani, 1,10 m, brunetă. Când un copil este răpit, fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Salut, mâna! Ce să Marcel, bagajul furat, am venit să-i atenționez pe oameni să nu fie furați. Da, 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 să aveți grijă de el. Cum te cheamă? Bună, ce faci? Vă rog să aveți grijă de bagajele dumneavoastră să nu ajungă ca mine. De altfel și poliția română vă recomandă același lucru. Ai vino iar în gara noastră mică, gândește-te să vezi cât mi-e de frică. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni
sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Astăzi, casele de schimb valutar au vândut 1 euro cu 4 lei și 46 de bani. Un dolar american s-a vândut cu 4 lei și 8 bani. Un franc elvețian a fost vândut astăzi la ghișee cu 4 lei și 33 de bani. O liră sterlină a fost astăzi la vânzare 6 lei și 30 de bani. Iar pentru 100 de forinți maghiari a trebuit să scoatem din buzunar 1 leu și 46 de bani. De asemenea, astăzi la ghișee s-a cumpărat 1 euro cu 4 lei și 40 de bani. Un dolar american a fost cumpărat cu 4 lei. Francul elvețian s-a achiziționat cu 4 lei și 23 de bani. O liră sterlină a costat astăzi la cumpărare 6 lei și 20 de bani. Pentru 100 de forinți maghiari, casele de schimb valutar au plătit 1 leu și 42 de bani. Potrivit Băncii Naționale a României, gramul de aur a ajuns astăzi la cotația de 155 de lei și 49 de bani. Bine v-am regăsit! Berbec, e o zi care te invită la discreție, dar pentru că nu va fi ușor să te abții de la discuții inutile, ar fi bine cel puțin să eviți orice fel de apreciere negativă la adresa altora, mai ales dacă știi că e nedreaptă. Taur, se anunță obstacole în calea unor planuri pe care ți le-ai făcut cu încredere că vei reuși să rezolvi alte probleme. Ale unor persoane dragi, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din realitate. Gemeni, zbaterea, oricât ar fi de intensă, este inutilă dacă nu ai un scop. Ai ocazia să vezi cât de mult te costă oscilația între două extreme, fără să te poți decide. Rac, ai nevoie de un strop de blândețe, de puțină bunătate, dar nici nu poți să ceri așa ceva pentru că asta ar însemna că speranțele tale au fost deșarte. Leu, ai la dispoziție această zi specială pentru a face puțină ordine în gânduri, intenții nerealizate și planuri de viitor în care nu mai crezi. Ți-ar prinde bine să nu cauți vinovați, ci soluții. Fecioară, este important să accepți că nicio strategie nu este perfectă, nici măcar una făcută de cei mai buni specialiști. Realitatea o poate contrazice și pe aceasta. Cu detalii despre următoarele 6 zodii revin imediat. Pentru griji și nevoi, vino la noi! Sece Ramina, distribuitor Tărâțe Șrot și Floarea Soarelui. Mălai Furajer, furaje pentru pui, concentrate pentru porci, viței, pui. Materiale de construcție, ciment, var, lavabile, rigips, plase sudate, mărfuri industriale, pilote, lenjerii de pat, articole de bucătărie și cadouri. Toate la cele mai mici prețuri. Reghin, strada Ierbuțeni, numărul 124, telefon 0746-108-567 sau 0265-512-649. Sece Ramina, soluția nevoilor tale. Farmacia veterinară ProVet, de 18 ani pe piața produselor de uz veterinar. Din dragoste pentru animale, vă oferim la cele mai accesibile prețuri. Medicamente de uz veterinar, hrană și accesorii pentru animale de companie, furaje concentrate și premixuri medicamentoase pentru animale din gospodărie, produse hormonale, antiparazitare interne și externe, dezinfectante pentru adăposturi. De luni până vineri între orele 8-19, sâmbăta între orele 8-15. Informații la telefon 0265-511-845. Guard Express. Pază și protecție prin personal specializat. Monitorizarea sistemelor electronice de securitate. Consultanță de specialitate și servicii de protecție personală.
pentru siguranța casei dumneavoastră. Guard Express. Pază, monitorizare, intervenție. Restaurantul Transilvania, aflat pe strada Vânătorilor, având o capacitate de 220 de locuri, organizează nunți, botezuri, conferințe, petreceri private, atât pentru adulți cât și pentru copii. De asemenea, prin compartimentul de catering, vă oferă zilnic masa de prânz la biroul dumneavoastră, domiciliu sau la punctul de lucru și vă stă la dispoziție cu organizări de evenimente, atât în oraș cât și în împrejurimile regiunului. Mese festive, botezuri, agape. La Mitică, masa ca la mama acasă. Northern Lore vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi, toate sub același acoperiș. Northern Lore asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurim. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lore vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lore, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Să fii condus. O campanie inițiată de Agenția Națională Antidrog. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Continuăm previziunile astrale pentru joi. Balanță. Ai posibilitatea de a descrâci anumite ițe, mai ales în grupul de prieteni, prin simpla prezență atentă sau prin discuții bine țintite cu persoanele speciale. Scorpion. Te opui unor planuri făcute de rude sau de cei dragi, dar nu ai argumente și va trebui să accepți acest lucru. Un exces de autoritate nu va aduce nimic bun. Săgetător. O zi de clarificare a unor probleme din familie, prin discuții ample sau dimpotrivă scurte, urmate de un dialog interior care te va lămuri. Capricorn. Sunt posibile mai multe discuții tensionate, unele pe motive din trecut, altele din prezent. E important să ții mai mult la echilibrul tău decât la dorința de a ți se da dreptate. Vărsător. Te simți bine, departe de provocări, dar la contactul cu realitatea nu mai e la fel de confortabil. Nu-ți folosește să te refugiezi din fața acestei realități. Pești. Te ocupi de cei dragi, de unele din dorințele acestora pe care ai grijă să le duci la îndeplinire. Bucuria lor te hrănește mai mult decât orice aliment.
Acestea au fost previziunile astrale pentru joi. Sunt Crina Gasoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Găsit la știrile din sport, ASEA Târgu Mureș mai are o șansă de a deveni campioana României. Elevii lui Liviu Cebotariu dispută joi 28 mai de la ora 20, ultima etapă a sezonului în compania celor de la Oțelul Galați. Între timp, Steaua este pe primul loc cu 70 de puncte, două mai mult față de ASEA, iar cu o victorie în fața celor de la CSM Iași, își păstrează titlul indiferent de rezultatul din partida ASEA-Oțelul. Ambele meciuri pentru titlu se joacă joi de la ora 20. ASEA Târgu Mureș este la două puncte în spatele Stelei și mai are șanse mici în lupta la titlu, pentru că nu mai depinde doar de o victorie cu Oțelul Galați. Echipa lui Cebotariu așteaptă și un pas greșit al bucureștenilor în deplasarea de la Iași. Dincolo de titlul, care se dispută joi 28 mai de la ora 20, pentru ASEA, partida cu Oțelul este foarte importantă, scrie presa națională. În cazul în care va încheia pe locul 2 în Liga 1, ASEA Târgu Mureș va pierde numai puțin de 14 jucători, plus antrenor Liviu Cebotariu. Returul a fost unul mult peste așteptări pentru conducătorii de la ASEA, care au fixat la începutul sezonului alt obiectiv pentru echipă, evitarea retrogradării. În aceste condiții, jucătorii au restanțe de mai multe luni de zile, care ar urma să fie achitate din drepturile TV, scrie presa națională. Dacă ASEA pierde în ultima etapă titlul, atunci Târgu Mureș rămâne fără nume importante precum Gabi Mureșan, Iani Zicu, Ioan Hora, Laszlo Șep și Claudiu Voiculeț sau Mircea Axel. Cel mai probabil, mureșenii se vor orienta pentru sezonul viitor spre jucători care să solicite contracte mai mici. Oamenii lui Cebotariu așteaptă o primă de 300.000 de euro în cazul în care vor câștiga în cele din urmă campionatul. Partida dintre Târgu Mureș și Oțelul este joi, 28 mai, de la ora 20. În cadrul jurnalului de sport, Dareghin TV a relansat campania Da pentru Sport, în care sunt promovați copiii care practică fotbal la clubul Best Kids Reghin. Astăzi îi vom cunoaște pe Florin Câmpean și Marius Rotar. Bun găsit tuturor, din nou împreună aici la Dareghin TV, campania pe care cu siguranță o cunoașteți deja, Da pentru Sport, și doi sportivi deosebiți, deja la această vârstă mică, pentru că vor să practice fotbalul și să sperăm că vor ajunge fotbaliști mari. Marius Rotar și Florin Câmpean, invitații mei din acest moment, și vreau să încep cu tine, Florin. De ce fotbal, în primul rând? Întrebarea cea mai grea. De ce fotbal și de ce nu alt sport? Eu am ales fotbalul pentru că îmi place, e cel mai bun sport, care pentru mine e cel mai frumos, și mă uitam mai de mult când eram mic la televizor la fotbal și vreau să devin și eu un jucător. Un jucător cât mai mare, da. La tine? Mie îmi place fotbalul și am ales fotbalul pentru că am văzut la televizor mulți jucători și am vrut să mă iau după ei. Bun, perfect. Acum, vârstă, la ce școală? Eu am 10 ani, sunt la școala generală 5 Augustin Maior, la cea mică, și sunt pe clasa a 4-a. Ești pe clasa a 4-a. De cât timp joci fotbal aici, la Best Kids? Eu joc fotbal aici de 5 ani. Bun, deci cu vechime. La tine? Augustin Maior, mică, clasa a 4-a, am 10 ani și practic fotbal de 10 ani. De cât? De 6 ani. De 6 ani, bun, nu e niciun fel de problemă. Deci el ar vrea vârsta și fotbalul, merg, se leagă una de alta. Acum, pe ce poți joci și jucătorul, nu știu, model, dacă ai un model, apropo de jucători mari, cine îți place ție? Eu joc mai mult mijlocaș central, mai joc câteodată și mijlocaș în fața apărării, și îmi place foarte mult de îndoie. Îndoie de la ASEA? Da. Bun, bun exemplu. La tine? Sunt mijlocaș dreapta și îmi place de Bumba.
Bun, deci îmi plac. Sunteți de-ai casei, asta mă bucură. Atunci, întrebarea următoare e normală. La ce, nu știu, echipă ați dori să jucați mai departe? Unde ați vrea când creșteți mari și normal, talentați, veți ajunge la o echipă mare? Unde anume? Pentru mine ar fi foarte bine să ajung nu foarte departe, chiar și la Asia, dacă ajung, mi-ar fi foarte bine. Super, uite, foarte corect. Eu aș vrea să joc și la Națională și să joc la PSG. A, deci PSG Național. Da, merge, merge. E bine, nu contează. Bun, acum, ceva rezultate apropo de, nu știu, dați goluri, nu dați goluri, la ce sunteți buni? Tu de exemplu. Păi, eu sunt bun la pase și la deposedări. Eu la centrări și pase. Cu golurile vă împăcați? Sunteți și marcatori? Da, da. Scriem și noi, doar că nu foarte des ca alții. Sunt și eu marcator. Bun. Mai, uite, pentru că la 10 ani, sigur, totul e roz și e frumos, așa, credeți că o să reușiți să ajungeți jucătorii ăștia mari? Adică, știți ce vreau să vă întreb? Școală, sport, sunt lucruri care trebuie să meargă mână-mână. Merg? Pentru mine merg. Nu am... Îmi termin tot ce trebuie, mai întâi școala și apoi fotbalul. Și la mine tot la fel, mai întâi școala, apoi fotbalul. Bun, și nu v-a încurcat niciodată să zici, mă, nu am chef, acum nu și să am probleme la școală din cauza fotbalului? Sau invers, e condiționat cumva, știi? Adică dacă dai kicks ceva, Doamne ferește, nu se întâmplă, nu e cazul vostru. Dar dacă ai da, ai avea probleme, ți s-ar spune nu la antrenament? Nu aș avea nicio problemă, pentru că și părinții vor să ajung și eu ceva mare. Dar școala în primul. Da, și la școală nu am nicio problemă. Dacă am unele meciuri, trebuie să ies mai repede la școală, îi spun la doamna tutoare, nu are nicio treabă. Deci, practic, vă împăcați, da? Școala și ceea ce faceți aici. Cum vi se par antrenorii? Acum nu trebuie să-i periați, nu vă aud, suntem doar noi. Așa, cum vi se par profesorii? Cum vă împăcați cu ei? Păi, eu câteodată nu-i bag în seamă când chiar sunt nervos și chiar strigă foarte mult la mine. Bine, și ți se pare că era rău ceea ce făceau? Nu aveau dreptate? Ba da. Bun, deci aveau dreptate. Iar tu? La fel ca Maurice, doar că eu ascult aproape de fiecare dată ce ne spune. Principalul este totuși să fiți disciplinați, școală, muncă și muncă și seriozitate foarte multă. Ei vor ca voi să reușiți în fotbal, da? Bun, vă doresc mult succes și să auzim de voi normal, cu siguranță peste ani și să fiți mândri că reprezentați Reghin. Chiar la Astea, la orice altă echipă, nu contează unde. Principalul este să știți că sunteți Reghine. Bun, așadar, Florin Câmpean și Marius Rotar, invitații mei aici la Da pentru Sport. Sunt Ghiță Zileru, până la o nouă întâlnire. Numai bine! Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Sunt Mihaela Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am regăsit! Joi vom avea parte de ploi slabe. Termometrele vor indica valoarea de 12 grade Celsius în Reghin, iar în Târgu Mureș 14. Pentru Ludu și Ienu sunt prognozate 14 grade Celsius. 12 vor fi în Sighișoara și în Batoș, 10 în Sovata, iar în Stâncen vor fi 9 grade. Și în afara județului nostru, cerul va fi acoperit de nori. În Brașov sunt prognozate 8 grade Celsius. 12 vor fi în Bistrița, 10 în Sibiu, iar în Cluj-Napoca sunt prognozate 12 grade. Pentru Alba Iulia, termometrele vor indica valoarea de 13 grade Celsius. În București, cerul va fi parțial noros, temperatura maximă fiind de 17 grade. Joi noaptea, cerul va fi parțial noros. În Reghin, termometrele vor indica valoarea de 5 grade, iar în Târgu Mureș 6. Vineri vom avea parte de o zi senină. Temperatura maximă prognozată în Reghin va fi de 17 grade, în timp ce la Târgu Mureș sunt prognozate 18.
Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Andrada Șerban, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! De experiență, am crescut la nivel național și internațional alături de clienții și colaboratorii noștri. La MaviProd beneficiez de soluții complete pentru industria forestieră, agricolă, construcții și servicii energetice, servicii cu acoperire națională, piese originale cu